Here's a wild thought. Ce-ar fi dacă nu ne-am mai mulțumi cu puțin? Apropo de lecții, am învățat că cu cât te mulțumești cu mai puțin, cu atât lumea din jurul tău o să te aprecieze mai puțin. În momentul în care vrei mai mult și ai pretenții și ai standardele mai înalte și nu te mulțumești cu firmituri de la oamenii din jurul tău sau de la viața ta în general, cu atât oamenii te apreciază mai mult. Da. Știți cum e? Mai bine să se zică că ești pretențioasă decât să zică că ești fraieră, ceva de genul ăsta. Pentru că... Da, e mai bine să pari pretențioasă în ochii lumii. Lucru pe care l-am constatat eu de-a lungul unor experiențe așa pe care m-am învârtit, că mai bine să par pretențioasă, greu de mulțumit, mofturoasă, decât să pară că poți fi prostită cu, nu știu, niște firmituri, să ți se arunce acolo și gata, să scape lumea de tine, știți? Da, știu că nu este neapărat lucrul pe care le învățăm acasă și mai ales dacă vrem să fim fete cu minți, pentru că eu cel puțin așa am fost educată să fiu o fată cu minte, discutăm și despre asta, în general ni se spune că nu trebuie să fim mofturoase, nu trebuie să fim pretențioase și nu trebuie să avem pretenții din astea uriașe, adică trebuie să fim recunoscătoare pentru ceea ce avem, ceea ce într-adevăr poate să fie o teorie până la un punct, dar de la un anumit moment încolo e bine să fii pretențios și e bine să vrei mai mult. Și e bine să vrei să-ți depășești nivelul și să-ți depășești condiția și e bine să nu te mulțumești doar cu lucruri banale pe care ți le poate oferi cineva. Pentru că în momentul în care nu te mulțumești cu puțin, ai și standarde înalte și vei avea grijă la oamenii cu care te înconjuri să te respecte, pentru că nu te mulțumești doar să te bage în seamă, ci vei vrea să te respecte, nu te vei mulțumi cu... Chiar și cu cadouri ieftine, ca să o luăm și pe partea materială, că știu că multe la asta vă gândiți. Da, nu e ok să te mulțumești cu cadouri ieftine și simple. Poate că odată, că așa e contextul tu, că așa e natura, dar e bine să se vadă și un efort acolo, o doză de efort. Știți, chiar și când vine vorba de cadouri, mai ales din partea persoanelor foarte importante din viața noastră. Și da, de-aia, mulțumitul ăsta cu puțin, în general... Din ce am văzut eu, duce la mediocritate și duce la delăsare și ulterior strică și relațiile. Pentru că ce? Dacă te-ai mulțumit cu... astăzi că te-ai mulțumit că te-am băgat în seamă, păi mâine nu ai de ce să aștepți mai mult. Adică nu ai de ce să aștepți o floare sau nu ai de ce să aștepți să se poarte cineva mai atent cu tine. Ce? Se ajunge că te-am băgat în seamă. Este suficient. Pentru că, până la urmă, este o modalitate de a pune standarde, de a pune limitele alea despre care am mai vorbit în seria asta. Și spuneți-mi voi ce credeți despre treaba asta, sunt tare curioasă ce părere aveți despre treaba asta. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!